Acțiune de control la stația de taxare de pe autostrada A2 București-Cernavodă, realizată de polițiștii de la biroul autostrăzi și specialiștii antidrog din cadrul brigăzii de combatere a criminalității organizate București. În urma acțiunii efectuate luni au fost aplicate sancțiuni în valoare de aproape 55.000 de lei. Conform comunicatului transmis de Poliția Română, în cazul a două persoane au reieșit indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive. Persoanele respective au fost conduse la o unitate sanitară pentru recoltarea de probe biologice. În comunicat se arată că acțiunea a fost efectuată cu scopul creșterii gradului de disciplină rutieră. Potrivit datelor, polițiștii au efectuat peste 100 de verificări cu privire la consumul de alcool și 20 de testări privind consumul de droguri. În urma controalelor au fost aplicate circa 100 de sancțiuni contravenționale, dintre care 75 pentru depășirea limitei legale de viteză. Pentru abaterile grave constatate, polițiștii au reținut 6 permise de conducere și 5 certificate de înmatriculare. Acțiunea a beneficiat de sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație.